România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi se fac 2 luni de la începutul crizei politice. Nici astăzi nu știm de fapt, dacă ne gândim bine, de ce la data respectivă premierul Câțu a hotărât să facă praf o coaliție. Nu ne ajută logica până la capăt și în mare măsura este învăluită de un mister. Mai ales că USR dăduse soluții, iar ministrul Justiției, dacă vă aduceți aminte, Stelian Ion la data respectivă, avea un ultimatum pe care premierul Câțu nu l-a mai așteptat să se împlinească. Trebuia să dea un răspuns până la 12 noaptea, domnul Câțu l-a dat afară pe la 8 și ceva. Numai că de atunci până acum lucrurile s-au și complicat. Soluțiile propuse nu au funcționat, PNL a ajuns fix în aceeași situație în care președintele partidului nu mai e și premier, dar mai mult toată lumea este mirată de stăruința cu care este respins o soluție de dreapta și angajate negocieri cu PSD, de exemplu. Mai mult și atitudinea președintelui Iohannis a ridicat cele mai mari semne de întrebare. Președintele nu s-a străduit să mai formeze alianțe, nu a condus bătălia politică, ba, chiar a fost criticat pentru programul său, care a inclus fie momente de relaxare la piramide, fie pe terenul de golf. Pe acest fond, treptat, mai mulți liberali au plecat din grupul lor parlamentar, iar fostul președinte Ludovic Orban susține că domnul Iohannis nici nu prinde capătul mandatului ca șef al statului. Mai sunt 2 zile până când un guvern ar putea fi numit. Dar, ce să vezi, curiozitate, în timp ce în lumea întreagă politicienii se luptă pentru majorități, aici bătălia se dă pentru minoritatea politică. Este însă puțin probabil ca guvernul Ciucă să fie votat. Poate doar să existe o înțelegere subterană despre care noi astăzi să nu știm. Dar asta are și un efect mai complicat. Tot ce se întâmplă în ultimele săptămâni distruge ideea că România poate avea și o clasă politică normală după episodul Dragnea. Când infractorii au fost aduși la masa oamenilor de bun simț, PNL și USR au venit ca o alternativă a normalității. Dar această idee se face praf, odată cu procentele celor implicați. PSD și AUR cresc în sondaje, în timp ce PNL și USR scad. Mai mult, sunt sondaje care arată că președintele Iohannis are o cotă de încredere mai scăzută decât lideri populiști precum Marcel Ciolacu sau George Simion. Primul încearcă să obțină cât mai multe voturi dând semnale împotriva restricțiilor din pandemie, în timp ce al doilea conduce un mecanism, un partid care este campion al dezinformărilor. De exemplu, într-un sondaj la Curs, dar nu e singurul, cei doi sunt văzuți ca fiind oamenii cei mai de încredere în politica din România astăzi. Dar cu oamenii cumpătați, echilibrați și cu foarte mult bun simț, ce s-o fi întâmplat? Sau poate nu mai sunt deloc? Desigur, criza politică și populismul nu sunt doar idei care aparțin României. Sunt o sumedenie de țări care trec prin asta. Poate chiar și pe durate mai lungi de timp. Belgia, Israel, Olanda, ca să vă dau exemple recente, au trecut la rândul prin asta. În comparație cu ei, cele 2 luni ale noastre par așa, chiar o chestie de început, o dovadă de echilibru. Doar că perioada la noi e cumplit de nepotrivită, asta îndrăznesc să spun, adică avem criză economică, criză sanitară, un eșec al campaniei de vaccinare și multă neîncredere. Căci, până la urmă, despre asta este vorba. Avem totuși și sentimentul că multă lume nici nu prea vrea să guverneze sau că nu are capacitatea să o facă. Iar eu astăzi vă pun cea mai simplă întrebare din lume. Cele mai simple întrebări din lume sunt deschise și voi o să răspundeți conform credințelor voastre. În cine aveți încredere, oameni buni? După episodul ăsta, uite, trec ani, trece guvernarea Dragnea, a venit și dreapta, în cine mai aveți încredere? 0372069599 și întrebările punctuale sunt așa. În cine ai încredere că poate rezolva crizele din România? Cine este politicianul despre care tu crezi astăzi că ar putea să ne scoată din diversele dezastre pe care le traversăm?
Sunt cei doi lideri aici pe care i-am numit, domnii Ciolacu și Simion, soluția așteptată? Și atât de mari sunt dezamăgirile față de domnii Iohannis, Câțu și cine la USR, domnul Dacian Cioloș? În definitiv, vă aștept și cu mesajul vostru pentru clasa politică din România despre ce ar trebui să înțeleagă oamenii aceștia că așteptați de la voi în zile, că așteptați voi în zilele și săptămânile următoare. Poate, poate o să avem un guvern, cine știe. 0372069599. România în direct stă să înceapă. Nu uitați că ne găsiți și pe Facebook la Europa FM și putem porni dezbaterea cu Marian. Salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua. Trebuie să recunosc că m-am grăbit un pic atunci când am pus mâna pe telefon și am sunat, neașteptând întrebarea dumneavoastră, însă un răspuns ferm nu pot să vi-l dau, în cine aș putea avea încredere. Ai văzut ce greu e? Da. Speranță. Acum câteva poate, ediții... Dacă modificam cu speranță, poate ți era mai ușor. Acum câteva ediții eram, să zic așa, mi-a spus la una dintre emisiuni că sunt optimistul zilei, când am spus că Dacian Cioloș va coaliza cu PNL-ul și vor forma majoritatea. M-am înșelat amarnic, dar nu din perspectiva lui Dacian Cioloș. M-am înșelat din perspectiva celor de la PNL pe care îi credeam mai cerebrali. Sunt un votant al lor, într-o formă sau alta, al președintelui Iohannis, însă constat cu stupoare că sunt pe altă planetă. Nu știu ce gândesc. Deci era șansa lor să guverneze și să arate că fac ceea ce trebuie, însă au dat cu piciorul. În continuare îmi păstrez opinia că Dacian Cioloș, din actuala clasă politică, este cel care poate să facă ceva bine pentru țară. Chiar dacă nu este cotat cu... Sigur, are cote, prea multă încredere. Cote mici și el și partidul are său... Are cote mici, însă... A fost, domnul Eu Cioloș. Consider că a fost. Probabil că acest guvern propus va pica, se va veni cu o altă propunere, pentru că domnul Iohannis nu cred că are cojones în spaniolă să propună alegeri anticipate, deși la cum actuala clasă politică se prezintă, poate că ar fi o soluție și să înțeleagă și oamenii să iese la vot. Pentru că doar așa putem face. Cu prezență de 40%, 45% la vot, nu o să facem nimica. Se sparge PNL-ul iarăși. În ești un votant al USR-ului, înțeleg, ne asumăm cu toții nu ce votăm. Nu sunt un votat al USR-ului. Ah, okay. Bun. Am fost un votat al PNL-ului. Însă, din punctul meu de vedere, Dacian Cioloș este cel în care am la ora actuală încredere. Să știi că România acordă cea mai mare încredere acum, așa, pe, cel puțin pe baza sondajului ăsta curs, domnilor Ciolacu și Simion. Adică ei ce au? Te-am surprins. Adică trebuie să zic m-a ceva. M-a surprins, că... a întrerupt și... Întrebam așa. Da, mi-a spus despre Ciolacu și Simion, după care s-a întrerupt. Nu știu ce să vă spun despre sondajele acestea. Nu, eu te întreb despre ei. Lasă sondajele ca și cum... Despre ei nu am nicio părere personal, nu pot să-i consider niște elite politice. Exclus așa ceva, domnul Ciolacu are un vocabular limitat, probabil mai limitat decât mulți dintre ascultătorii dumneavoastră, iar domnul Simion este sub domnul Ciolacu. Și cu asta mă rezum la atât. Dar de ce ziceți că e sub domnul Ciolacu? Adică ce a făcut George Simion? George Simion pare că are multe cuvinte la el. Vorbește tot timpul. Păi are cuvinte, sunt dar... zeci de mii de oameni care îl urmăresc zilnic. Sunt zeci de mii de oameni care îl urmăresc. Când va trebui să ne uităm și cine îl urmărește pe domnul Simion. Adică ce? Eu nu cred că România este reprezentată de votanții Partidului Aur. Știu eu. Nu cred. 10-15% deci cu cât au intrat? 20%. Zicem că au 20%. În toate țările există extremiști care apar mai devreme sau mai târziu în funcții de conducere sau își fac loc prin parlamentele europene. Dar sperăm că ne va feri Dumnezeu de o majoritate a Partidului Aur la viitoarele alegeri. Poate să ajungă la guvernare și fără alegeri, să știi. Îți mulțumesc, Marian. Haideți să-l auzim pe Cătălin la Europa FM. Salutare, bine ai venit. Salut, Izule. Repet întrebările. Prima întrebare e deschisă. În cine mai ai încredere? Uite, astăzi, la două luni
de criză politică, în cine ai încredere că poate rezolva marasmul ăsta? Nu știu, sunt auzit? Da, te ascult. Salut, Izule, și salut și pe ascultătorii tăi și ai noștri. Am să încep prin a spune că eu sunt un tip care totdeauna a votat dreapta, mai puțin o singură dată când, dacă ține minte, la alegerile prezidențiale au candidat Iliescu și Vadim Tudor. Atunci am fost obligat să-l votez pe Iliescu. Așa. Dar n-am votat niciodată PNL-ul și nici nu cred că am să-l votez vreodată. Și am să încep prin a spune în cine eu nu am încredere. Nu am încredere în PNL și am să vă spun de ce. Țineți minte că prin 92, pe când era președinte al partidului Câmpeanu, a venit cu o năstrușnică idee și l-a propus să candideze la președinție pe regele Mihai. Țineți minte? Da, mi-aduc aminte de ceva. Da. Atunci mi s-a părut cel puțin hilar și am zis că ăsta nu este un partid serios. Și în timp s-a dovedit că, într-adevăr, nu prea a fost un partid serios. În al doilea rând, n-am încredere în casele de sondaj. Pentru că, dacă ținem minte, cel puțin la ultimile tururi de scrutin, toate sondajele care se făceau au fost complet anapoda. Nu toate, sunt unele care au ieșit 90% dintre ele. Țineți minte că în ultimele sondaje aur nici măcar nu apărea pe undeva. Da, pentru că multe sondaje nu l-au măsurat și a spus doar domnul Rareș Bogdan la o emisiune televizată că au ei niște sondaje interne pe care le știau doar ei și că apare un partid nou. Și într-adevăr, da, casele de sondaj nu au măsurat pentru că acel partid nou. E greu să măsori în gol, pentru că ei avuseseră 1% la alegerile locale. Și atunci de ce să mai numi, dacă ești casă de sondaj, de ce nu te adresezi unui segment cât mai mare din populație ca să poți într-adevăr să faci un sondaj ca lumea? E foarte complicat. Da. Sunt un tip care mă uit la televizor și mă uit la talk show și mă uit la oamenii politici care sunt pe eșichierul politic. Și stau și mă întreb, în momentul când ajungi în Parlament, se presupune că ai o anumită vocație, ai anumite studii, ești un om de anvergură. Și mă tot întreb de ce n-a venit nimeni cu o altă idee. Este clar că Parlamentul este divizat. De la ultimele alegeri, PSD-ul pe primul loc, insuficient, PNL-ul pe locul 2, insuficient, USR-ul pe locul 3 și așa mai departe. Și este foarte clar că un guvern se poate crea în condițiile actuale numai printr-o coaliție. Fiind un tip de dreapta, clar, aș opta spre o coaliție de dreapta. Haideți să ne gândim la următoarea ipoteză. Între PNL și USR există discuții puternice, fricțiuni. Între USR și UDMR la fel. De ce nu se alege, de ce nu este propus ca și post de pe postul de prim-ministru un tip, o personalitate care să fie independentă politică? Deși guvernul ar trebui să fie format din politicieni. Bine, deci uite, premierul să fie apolitic. Am înțeles, da, propunerea ta. E interesantă, nu știu de ce nu se face așa, dar ca spune-mi o personalitate independentă în care ai încredere. Adică, vreau să vă spun că de când am citit pe Facebook tema emisiunii de astăzi, am tot stat și m-am gândit. Și, sincer vă spun, nu am găsit. Aha. Dar vreau să merg mai departe un pic cu raționamentul. De ce am ajuns eu la o concluzie că asta ar fi o soluție viabilă? Pentru că dacă am avea un premier care este independent de politică și ar fi un profesionist extraordinar de bun, ar trebui să mai aibă o calitate la fel de importantă, să fie un bun mediator între forțele politice. Și atunci toate discuțiile care au avut loc, între Câțu și ăsta, Barna, între știu eu și cineva și altcineva, ar putea dispărea. Și într-adevăr, guvernul ar putea să-și facă treaba pentru care este investit. Să înțeleg de la tine că în domnii Simion și Ciolacu, cei nu care... există, acești domni pentru mine nu există. Pentru că Ciolacu, deci Simion și colegul lui de partid nu sunt politicieni, sunt altceva. Iar Ciolacu a fost parașutat pe postul de președinte al PSD-ului, așa cum a fost parașutat pentru că trebuia dat Dragnea la o parte. Da. Dar Ciolacu nu are anvergura lui Năstase, să zic. Domnule, nu avem Adrian Năstase, eu vă întreb astăzi... Eu mă raportez la partidul la PSD. Asta, da? Avem în momentul ăsta. Asta avem, asta, dar nu este un om, deci nu este un om de anvergură. Uite, deci Vasile, mine, îți dau alt nume, Vasile Dâncu, poftim, are anvergură că e de la PSD. E oricum mai bun decât Ciolacu. Măcar și prin modul de a se exprima.
Da, asta e profesor universitar, domnule. Da. La domnul deci... Ciolacu mi-e un pic neclar cu ce se ocupă, dar cu domnul Vasile Dâncu nu știu ce. Eu cred că nici el nu știe cu ce se ocupă. Da, îți mulțumesc tare mult. El a fost Cătălin. Mulțumesc, încerc să fac loc la cât mai multă lume. Vedeți, de foarte multe ori opțiunile noastre politice ne curmă încrederea în alți oameni pe care nici nu vrem să-i vedem. Să nu înțelegeți că militez pentru domnii Ciolacu sau Simion, dar vedeți că răspunsurile celor de dreapta sunt foarte clare. Domnule, nici nu mă uit la ei, spune ascultătorul nostru. E, vreau să vă înștiințez că jumătate din România se uită la oamenii aceștia doi și îi văd mai de încredere. Prin comparație, după dezastrul care se produce de 2 luni încoace, da? Astăzi se fac 2 luni, vă repet, de ce facem această emisiune, sunt 2 luni de la debutul crizei politice din România. 60 de zile în care s-a murit în România cu sutele de oameni, 60 de zile în care întâlnim și crize de medicamente, și spitale care se umplu de bolnavi, și lipsa unor măsuri ferme, și moment... Și e un moment în care autoritatea se disipă din ce în ce mai tare. Iar eu v-am întrebat în ce politician mai aveți astăzi încredere. Și știu că vă cer un răspuns greu, care poate să vă lovească și dincolo de simpatiile voastre. 0372069599, în rândul lui Cristian să vorbească la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Voi începe cu persoana în care, politicianul în care am cea mai mare încredere, Bolojan, e simplu. Ce a făcut domnul Bolojan? Domnul Bolojan a fost onest. A fost onest, ceea ce a propus, ceea ce a promis a făcut și să văd rezultatele. Și numai dacă asculți cum vorbește acest om, îți dai seama că este un om care are valori și are principii sănătoase. Am făcut și noi o emisiune aici la Europa FM. S-a dovedit a fi o emisiune de foarte mare succes, adică lumea pare că așteaptă un tip de salvator și vede în Bolojan că ar putea fi un tip de salvator. Da, uite că domnul Bolojan deocamdată nu vrea să vină la București. Asta e. Eu mai am încredere într-o persoană care ar putea soluționa acest conflict în calitate de mediator. Ori principiile negocierii spun că pentru a fi mediator trebuie să ai, cum îi zice, să ai o recunoaștere sau să fii unanim recunoscut de către părțile care se află în negocieri. Eu cred că, oricât de amuzant ar părea, că Patriarhul Daniel ar putea să-i așeze pe toți politicienii noștri la masă, doar să aibă calitatea de mediator, nu să ia nicio decizie, dar să reușească să-i așeze pe toți politicienii noștri la masă, astfel încât ei să ajungă la un consens. Nu o să le spună, domnule, ascultați sfatul medicului? Și că... Da? Patriarhul nu s-a dovedit a fi foarte tranșant, cel puțin în această chestiune. Pare așa, că stă într-un echilibru. De ce să... De-aia spun că ar fi cel mai potrivit ca mediator, nu ca om care tranșează. Pentru că, din punct de vedere constituțional, cel care a trebuit să medieze, așa, adică președintele României, a luat partea uneia dintre părțile co-beligerante și atunci el nu mai are autoritatea și nu mai este văzut ca un mediator, ci este văzut ca una din părțile care se află în conflict. Știți vreun președinte, al României care a procedat altfel? Bună întrebare. De aia trebuie să aleagă un mediator neutru, unanim recunoscut de către toți și să zic că da, domnule, uite, în Italia avem încredere, că nu e partea nimănui, astfel încât să putem să ajungem la o soluție. Acum, pentru că... Cristi, hai să fim cinstiți cu noi înșine. Președintele, ca politician, oricare ar fi, nu poate să fie ca un pahar de apă clară sau chioară, care să nu dea nicio direcție sau să nu lase nicio undă de lumină să treacă aiurea pe acolo. Sigur că are simpatie. Și-a epuizat acum toate resursele. Deja nu mai are soluții. Și într-o astfel de situație alegem alt mediator. Cred că poporul își caută alt mediator sau tare mi-e teamă că poporul își caută un alt reper în momentul acesta. De asta mi-e cel mai tare teamă pentru domnul Iohannis în momentul ăsta. Să știi, asta mi se pare marea problemă cu domnul Iohannis și cu prestația sa, că nu a reușit să-i pună pe toți la un loc și nu a reușit să-i facă să se înțeleagă. Înțeleg așteptarea ta din momentul ăsta. Dar rețin, mai ești? Da, mă scuzați, există un model totuși în politica noastră, un model reușit. Se numește Consiliul
Consiliul Suprem de Apărare a Țării, okay, unde politicieni de culori diferite, politicieni de culori diferite, și trebuie să recunoaștem că au fost la aceeași masă și PSD-ul și PNL-ul și alte partide, reușesc să ia decizii în unanimitate. Dacă unul nu este de acord, decizia nu se ia. Și ăsta este un model de succes, un model care ne arată că, până la urmă, părțile, indiferent cât de diferite ar fi, totuși reușesc să ia decizii. Deci nu putem aplica acest model al Consiliului Suprem de Apărare a Țării la nivel de politic sau la măcar la nivel de domenii strategice ale României? Nu știu dacă la nivel de domenii strategice așa funcționează, dar înțelegerea mea, mulțumesc tare mult, Cristian, înțelegerea mea este că, în general, se pleacă de acolo cu deciziile președintelui și nu neapărat cu un model de unanimitate. Și mai înțeleg un lucru, că de câte ori apar funcționari sau miniștri acolo, puterea unui președinte este atât de mare încât chiar dacă vin cu ideile lor, pleacă cu ideile plăcute administrației prezidențiale. Aș vedea mai curând ca un mecanism de consultare a președintelui, dar direcția este dată tot de el. Sorana, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin, bine te-am găsit. Recunosc că am sunat pentru că ai introdus foarte frumos cea mai simplă întrebare din lume, în cine ai încredere. Întrebarea e simplă, răspunsul este aproape imposibil, din păcate. Nu știu deloc în cine să am încredere. Nu e imposibil, zici. Tu ești pe principiul, am sunat să vă spun că pe mine să nu contați. Sigur e un lume, trebuie să ai o preferință. Am o preferință, aș avea o preferință pentru mai mulți oameni, nu pentru un singur lider. Aș avea lista. O preferință pentru, nu știu, o coaliție care să decidă împreună. Suntem un popor mesianic, așteptăm să vină cineva să ne salveze, dar acel cineva trebuie să fie unul singur, pentru că nu se poate altfel. Cred că se poate și altfel. Cred că așa ar trebui să se întâmple lucrurile. Așa e. Ai dat un răspuns foarte corect și mă bucur că a venit cineva să-l spună. Când în față ne sunt atâtea crize, multe dintre ele implicând moartea sau viața unor oameni, eu cred că niște lideri responsabili se așează la masă și rezolvă problemele acelea și prin compromis, da, și prin măsuri nepopulare și nu încercând să tragă pe spuza lor voturi împiedicând unele măsuri. Iată exemplu în care PSD de-a lungul întregii pandemii a dat semnale populiste, dacă ții minte, începând de la purtatul măștii, da, până la certificatul verde, a zis, bă, dacă le cântăm noi în strună unor oameni, ăștia o să vină mai curând la noi. Pe când domnul Ciolacu și domnul Simion și domnul Cioloș și domnul Câțu sau Orban, când a fost rândul, nu aveau de făcut decât să stea la o singură masă și să zică, bă, cum facem noi să nu moară oameni? Asta era tot. Exact. Exact. Asta era tot. Da. Cum ar fi ca în loc de nu mai vreau să guvernez cu tine, să fie răspunsul, da, vreau să guvernez cu tine în condițiile în care. Nu, cum ar fi să nu mai zic plec de la guvernare și să spun rămân la guvernare, hai să discutăm și hai să vedem ce e mai bine pentru oamenii aia care mor în spitale, pentru medicii aia care absolut nu au nicio șansă să mai salveze, oameni nevaccinați pentru că au fost îndoctrinați cu niște mesaje absolut înfricoșătoare, nu știu, mie mi se pare ireal ce se întâmplă, mai ales că, nu știu, televiziunile n-au fost, nu li s-a interzis să transmită niște mesaje din astea în totală contradicție cu ce transmit oamenii de știință. Și acum, în această plină criză, din toate direcțiile, noi spunem, nu vreau la guvernare, nu mai vreau să fac asta. În loc să zicem, hai să vedem care sunt condițiile în care eu pot să rămân la guvernare. Suntem al doilea guvern care o să fie dat jos. Adică nu o să fie confirmat. Miercuri cel mai probabil o să vă invit aici să votați pro sau contra acestui guvern și vom judeca atitudinile tuturor. Până la urmă, chiar și așa cum este minoritar, neminoritar, cum o fi, poate avem nevoie de un guvern care să ne treacă iarna asta, așa cum l-a făcut domnul Ciucă, cu cine i-a fost pus în brațe acolo. Poate e și asta o soluție. Nu știu dacă această criză să meargă mai departe, e ceea ce așteptăm, dar o să votăm vineri. Apropo, în domnul Ciucă ai avea încredere?
Aș avea încredere, pentru că cred că avem nevoie de puțină disciplină militară. Din perspectiva asta aș avea încredere. Dar cred că e posibil ca ce lipsește domnului Ciucă să fie deschiderea și flexibilitatea în a asculta și alte opinii care nu se supun ordinelor, și acum pun niște ghilimele. Tare mie pentru că probabil domnului obișnuit să li se spună da să trăi. Uitându-mă la lista de membri ai guvernului, tare mie că domnul Ciucă n-a avut multe ordine de dat, sincer să spun. Așa-mi face impresia că multe-s venite de la domnul Cățu. Da. Sorana, cât despre domnii Ciolacu și Simion, niciun cuvânt? Ei sunt politicienii cei mai de încredere astăzi în România. Doamne Cătălin, mi-e frică. Mi-este frică de ei neapărat. Mi-e frică că aceste 70% de persoane nevaccinate sunt acești votanți, iar acestor doi domni, de domnul Simion nici n-am auzit până n-a intrat în Parlament, spun cu toată sinceritatea, sunt acești votanți și spunea cineva mai devreme decât am intervenit eu că nu știe cine îi votează sau că ei îi votează. Și asta e România. Sunt 70% de oameni nevaccinați. Asta este marea majoritate a țării. Îmi pare rău. Locuiesc în București. Lucrez cu oameni deștepți din corporații. Dar noi nu suntem majoritate. Majoritatea sunt acei oameni care spun că femeia aia de 80 de ani care spune că nu se vaccinează, că rămâne sterilă. Asta e, din păcate, marea majoritate a României. O parte dintre ei. Mulțumesc tare mult. Domnul Simion n-a venit din Neant, să știți. Dacă sunteți precum Sorana, care n-a auzit de el până la alegeri, domnul Simion are o activitate civică, să-i spunem, care ține de aproape 20 de ani, ai poate mai puțin, poate exagerez cu 20 că e tânăr, dar de foarte mulți ani, domnul Simion a militat pentru unitatea națională cu Republica Moldova, cu Basarabia, a purtat mesaje unioniste de o parte și de alta a Prutului, a fost declarat persona non grata la Chișinău, e un om care și-a construit o carieră pe acest drum. După care, brusc, a devenit exponentul unor mesaje conservatoare dintre cele mai teribile uneori și un om care știe să folosească foarte bine ce îi pune la dispoziție tehnologia modernă. De acolo vine domnul Simion, din zona aceea. Sebastian, ești la România în direct la Europa FM. Căutăm să vedem, domnule, dacă mai avem un politician în care ai încredere astăzi. Salutare! Salutare și bună ziua tuturor ascultătorilor. Mesajul meu este foarte simplu. Sunt o persoană destul de tânără și momentan eu aș mai vedea o speranță să nu mai fim așa ușor vânduți și să ne conducă chiar oricine, pentru că își pasează muța moarte de la unul la altul. Așa. Politicianul în care aș mai avea încredere, încă aș mai da un 10% poate spre Gigi Becalichi, că este o persoană care e foarte Gigi controversată. Da. Aha. Explică. Uitați, de bine de rău face case, face... încearcă tot timpul să facă un bine. Da. Că până la urmă toți au luat pentru ei. Ok, înțeleg. Filantropul Becali există, adică asta e incontestabil. De la el de acasă aduce niște lucruri și face niște chestii. Asta da. Dar mai departe... Mai departe, din păcate, suntem o țară atât de vândută și de datorată... Nu, stai un pic să-l analizăm pe domnul Becali. Dincolo de filantropie, până când suntem vânduți. Asta cu vânzarea e relativă. Ce mai știe să facă domnul Becali? Adică aici e și cu capacități. Nu trebuie să știi foarte mult, trebuie să fii un muharnic, să poți să demonstrezi că vrei să faci ceva. Uite, îți dau un exemplu, dacă vrei să-l judecăm, apropo de candidatul tău. E în felul următor. Domnul Becali nu crede în vaccin, domnul Becali nu crede în restricții, domnul Becali crede într-un medicament, se numește Arbidol. Și acum mai nou zice că îl și fabrică, domnul Becali, nu știu cum, undeva. El are și un club de fotbal, îi zice FCSB. Ca urmare a măsurilor luate de domnul Becali, acolo a fost un focar de COVID atât de mare încât echipa lui n-a jucat vreo două etape de campionat. Ți se pare omul potrivit să conducă o țară? Că a condus, uite, un grup mic de 50 de oameni, cât o fi la un club de fotbal. Aș tinde să cred că da, pentru că nu neapărat acest virus care a îmbolnăvit, să zic, echipa dânsului, cât mentalitatea care a fost în spatele gândirilor altor oameni. Pentru că el are
eu tind să cred că are alte persoane care nu vor să-l vadă în față. Și încerc să se-i pune fel de piedici și să poată îl ducă unde vor ei. Adică asta i-a făcut cineva, domnule, i-a făcut cineva, i-a îmbolnăvit echipa? Deci, tind să cred că da, pentru că acest virus, eu tind să cred că este și aerian, și terestru, și se dă în foarte multe alte feluri. Deci, eu tind să cred. Pentru că eu recunosc, am trecut prin această bolă de două ori, am văzut efectele ei, dar în continuare eu nu pot să cred în minunea unui vaccin care a apărut peste noapte odată cu virusul. Sigur, dar vaccinul pentru... rubeolă, crezi? Nu, pentru că aceste, orice vaccin, corpul e făcut să lupte cu el. Și... pentru că corpul e atât de puternic și de deștept că poate să lupte cu orice infecție, cu orice... De exemplu, cu poliomielita poate să lupte? Mai puțin da, mai puțin nu. Depinde foarte mult de mentalul omului. Am înțeles. Unii mai trăiesc, unii mai mor. Mulțumesc tare mult, Sebastian! Păi, emisiunea asta e fascinantă și e dovada că aici e o emisiune liberă. Adică sper că v-a plăcut. Să știți în caltea că Sebastian merge, votează, are preferințe, are tot ce-i trebuie și este un om argumentat și are credințele sale. E mai greu să-l scoți de acolo, dar merită să-l asculți. Fiecare dintre noi merită ascultat până la un punct. Simona, salutare, bine ai venit la România în direct. Tragi o gură mare de aer, simt așa că ai nevoie de o răsuflare. Unul la mână, eu sunt orădeancă venită în Moldova. Deci e adevărat că domnul Bolojan a făcut multe, cinste lui. Dar nu putem să comparăm a face ceva pe plan local și a face ceva de la București. Asta unul zice și el. Asta doi zice la mână, el, generalul Ciucă, sau cum îl cheamă, din păcate... Nu l-am văzut să apară o dată singur. Totdeauna a apărut cu domnul Câțu, ținut de mână cumva. Ceea ce mie mi ridică semne de întrebare. Adică, general, dar parcă aș vrea să văd și eu sabia aia de mareșal, de nu? Adică aș fi vrut să văd altceva, nu să văd pe Câțu veșnic lângă el. Nu știu cât ar conduce dumnealui. Consider că ar conduce tot altcineva din umbra. Deci nu pot să spun că sunt pentru. Dumnealui ar conduce, dar domnul Câțu deocamdată nu-l lasă și așa am și sentimentul că dacă îi pune și niște bețe în roate ca să... Poate îl mai numește odată domnul președinte Iohannis pe el. Vedem. Păi asta este. Deci îmi pare rău pentru el. Este general, o fi bun în domeniul lui, dar nu ca și premier, pentru că nu are cu cine. Ca să ajungi premier, totuși îți trebuie să ai și un suport din partea cuiva. Eu sunt ardeleancă, așa cum am spus, și pe mulți voi șoca, mai ales că oamenii mă știu cum sunt eu cu Ardealul și cum sunt cu ungurii. Dar, sincer, pentru mine, cred că cel mai bun moment ar fi ca Uniunea Democrată, condusă de domnul Unor, să vină la putere. Să le dăm lor dreptul, să arate ce au spus că ar fi vrut să facă în 30 de ani și poate vor reuși. Știi de ce rând? Lucrul ăsta? Mă uit Ia, la... Cât de puțini infectați sunt în zonele în care locuiesc. Eu am lucrat într-un timp pe teren foarte mult în domeniul pe care eram de vânzări până m-am reîntors în învățământ și am văzut cât erau de organizați și cât de bine m-am înțeles cu ei și cât erau de sufletiști. Cred că asta este soluția pentru moment, din păcate, dar eu aș vrea să o punem în practică dacă ar exista și posibilitate. Stai un pic, ascultă-mă. Asta cu infectarea e așa și așa. Alea sunt și două zone, Harghita și Covasna, unde densitatea de populație e printre cele mai mici din țară. După care sunt niște oameni disciplinați care își văd de viața lor, ascultă mai bine de biserică și de politică, sunt organizați. Dar, uite, pentru că cei de la UDMR se comportă așa cum te-ai aștepta de la niște politicieni, în situația asta în care toată lumea cealaltă te dezamăgește, uiți cine sunt ei, cu adevăratele. Uiți că sunt niște politicieni de natură conservatoare, că nu le place deloc cum stă treaba cu justiția, că își doresc foarte mult să împiedice anumite tipuri de reforme existente în România. Uiți de scandalurile pe care UDMR le patronează când vine vorba de tăiat păduri și alte lucruri. Da, știu. Dar haideți să vedem ei ce ar face până la urmă. Adică, pentru că fiind minoritari, ar fi foarte ușor de dat după aia înapoi jos de la guvernare. Dar măcar să le dăm șansa, să le arătăm odată că, uite, da, și poporul român poate să fie un pic altfel și vreau să le dea și lor șansa să facă ceva. Nu putem avea certitudinea că nu vor face. S-ar putea ca tocmai ca să ne demonstreze nouă că pot, să schimbe anumite
idealul sau anumit o parte din gândire. Deci, sincer, eu mă duc pe domnul Chialea la Hunor. Îmi pare foarte rău, mulți mă vor judeca, dar de asta mă duc de data asta. Deci... S-a notat, să știi. Mulțumesc tare, tare mult. Domnul Chelemen Hunor, sigur, trebuie să aibă mulți ochi pentru București și mai puțin pentru Budapesta, din ce în ce mai puțini. Dar acolo sunt doi politicieni despre care toată clasa politică și probabil că și mulți dintre cetățeni consideră ca o calitate incontestabilă. E vorba de Ceche Otila și de Barna Tanțoș, doi oameni foarte bine pregătiți în administrație. Hai să-l auzim pe Gheorghe la România în direct. Salutare, Gheorghe, în cine îți mai pui speranța? Salutare, Cătăline, salutare tuturor ascultătorilor pe care îi ai. Ideea este că eu plec de la o singură premiză. Noi nu avem politicieni. Mm-hmm. Nu există politicieni. N-a fost niciodată politicieni la noi. Mm-hmm. Cei care au intrat în politică de 30 de ani sunt oameni care au vrut să își construiască o carieră, să își construiască, abandonam, vile, case, mașini, bani și așa mai departe, dar n-au intrat cu gândul să intre să facă politică. Școala noastră politică, dacă ne uităm, este condusă de aproape aceiași profesori care fac politică în ziua de astăzi în România. Da? Când ne gândim că... Înțeleg dezamăgirea. Dar nicăieri și niciodată lucrurile nu pot fi de un negru complet, adică... Nu sunt negre. Mai trebuie să fie și oameni pregătiți în politică. Să știi că am vorbit cu oameni de afaceri în toți acești ani care mi-au lăudat membrii ai comisiilor de specialitate din Parlament, despre care au spus că sunt profesioniști și mi-au spus așa și la sănătate, și la economie, și la energie, și la mediu. Sunt în comisiile parlamentare oameni care înțeleg mecanismele foarte clar. Sunt pregătiți, dar nu sunt politicieni. Ca să fii politician, trebuie să știi să faci și politică. Oricât bun ai fi, oricât de pregătit ai fi profesional, da? Ok, am înțeles. Asta e dezamăgirea. Dar totuși eu astăzi te invit să-ți iei inima în dinți și să spui, domnule, uite, parcă omul acela. Eu sunt un om de dreapta și am votat tot timpul de dreapta. Cătăline, noi am mai vorbit pe teme politice. Și ți-am mai spus, știi care este probabil, dacă ți-a spune că sunt... Eu sunt un adept al lui Băsescu. A felul cum a făcut Băsescu politică, iar o să rămân închis telefonul. Ideea este că... Nu e adevărat. Și mie sunt părți de la Băsescu care îmi plac. Nu, dar o să te întreb câte dosare penale sunt în jurul lui acum. Da, dacă este adevărat. Dar câte dintre dosarele penale sunt făcute de el? Sau, mă rog, sunt... De el niciunul. Sunt ale lui. De el niciunul. Ale lui niciunul. Da. Da? Deci, trebuie să ne gândim și la felul ăsta de a fi, pentru că în situația în care noi ne aflăm de 2 ani de zile într-o criză de asta pandemică și tot timpul că sunt dezamăgiți unde s-a ajuns, că noi după 2 ani de zile încă ne mai gândim că nu ne-am făcut o aprovizionare de ceea ce ne-ar trebui minimul cât ne-ar trebui să ne descurcăm într-o situație pandemică, când toată lumea știa sau toți știam ce o să fie și o să fie valuri, că o să fie și nu s-au pregătit absolut deloc. Atunci, degeaba sunt profesioniști dacă nu știu să facă politică. Da? Revin la ceea ce ți-am spus la început. Nu avem. Politica se face doar pentru cei care au intrat în politică, au intrat nu toți, dar majoritatea de 95% au intrat doar să-și rezolve niște probleme personale și nu să facă politică. Dar mi-e teamă că asta e o concluzie foarte bună. Crede-mă, cunosc foarte mulți dintre ei, până la cel mai înalt nivel. Da, te cred. Te cred. Politica presupune, mulțumesc tare mult. Ați văzut că nu l-am tăiat la Băsescu, da? Și eu apreciez multe dintre lucrurile făcute de domnul Traian Băsescu. Cred că are un talent politic și că a fost un lider extraordinar și că a reușit să mențină țara asta pe un curs geopolitic cât se poate de corect.
Sigur că orice om are lumini și umbre. Și așa trebuie să-i judecați pe toți politicienii pe care îi aveți în față, după luminile și umbrele pe care le aduc. De asemenea, fiecare politician va veni cu el căutând sau aducând un grup de interese. Reprezintă diversi oameni, reprezintă afaceri, dar în același timp toate astea trebuie să fie legitime, adică să nu încalce legea sau să nu strice echilibrele majore. Ceea ce îi se poate reproșa, și ați văzut că a fost o emisiune foarte grea, de ce? Ce îi se poate reproșa clasei politice din România, că într-o situație de criză profundă, niciunul nu a fost mai răsărit să vină să stea la masă, să găsească niște mecanisme de rezolvare, ci dimpotrivă toată lumea a tras turta pe spuza lor și au zis, bă, în situația asta, hai să îi împingem pe ăștia mai la vale, să rămânem noi în față. Ori asta duce la o pierdere generală. Mai vedem noi miercuri, cum o mai fi și ce o mai fi, poate avem vreo surpriză. Rămân și eu cu gustul amar că nu mai avem oameni sau că sunt prea puțini cei în care să avem încredere. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, vă spun spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.